Bună, dragii mei! Bine ați venit în bucătăria mea! Pentru astăzi am pregătit un pate din fica de gâscă cu diverse toppinguri. Pentru că se apropie sărbătorile, aceasta poate să fie o idee excelentă de cadou. Cine nu se bucură când primește ceva făcut în casă? Pentru ingrediente, vă rog să verificați și căsuța cu descriere de sub video. Puteți varia rețeta de bază după preferințele voastre. La fel și toppingurile. Într-o tigaie încălzim 3 linguri de ulei de floarea soarelui. Apoi adăugăm 15 grame de unt. Îl încălzim până devine maroniu, adăugăm ceapa, plita o avem la 7 din 9, apoi adăugăm usturoiul, cimbrul, ienibaharul zdrobit, ficăței, sare și piper după gust, reducem temperatura la mediu. Neapărat, dacă avem aragaz cu gaz, luăm tigaia de pe foc și apoi adăugăm coniacul. Acoperim cu un capac. Din când în când verificăm consistența ficățeilor. Ei trebuie să fie încă roz și să se zdrobească ușor atunci când le apăsăm cu o lingură de lemn. Adăugăm 100 ml de smântână grasă, ajustăm de sare și piper și după 2 minute închidem aragazul. Între timp facem o marmeladă de merișoare, pentru care adăugăm într-o cratiță 250 de grame de merișoare, 125 de grame de zahăr pentru marmeladă. Mestecăm ușor, apoi adăugăm 2 lingurițe de zahăr vanilat. După 15 minute de fierbere la foc mediu, atingem consistența dorită. Înapoi la pateul nostru. Adăugăm ficăței răciți într-un blender. Mixăm pentru un minut, apoi adăugăm treptat untul. Dacă doriți o consistență mai grunjoasă, reduceți timpul de mixare. Dacă vreți un pateu fin, cum l-am dorit și eu, mixați pentru 2-3 minute. Uitați cât este de cremos! Îl puteți servi direct așa, simplu, pe pâine prăjită sau îl puteți pune în borcănașe pentru mai târziu sau într-o formă de terină și îl puteți acoperi sau decora cu toppingul vostru preferat. Pe unul dintre pateuri l-am decorat cu marmeladă de merișoare. Pentru celălalt topping am încălzit unt la microunde, am adăugat piper roz, niște rozmarin și apoi am turnat untul topit peste pate. Pentru alt topping am folosit marmeladă de portocale amare, pe care am cumpărat-o din comerț. Pateurile astfel obținute le-am pus la frigider pentru cel puțin 5 ore, cel mai bine peste noapte. Acestea pot fi o idee minunată de cadou pentru cei dragi. Nu uitați să vă abonați, să dați un like și un share. Vă mulțumesc pentru vizionare, sper că v-a plăcut videoclipul. Vă doresc sărbători fericite! Pe curând!